toată lumea acum care are posibilități să duce și face facultate afară. Mai am o nepoată din partea lui frate meu, am un frate la Galați. De fapt, e fata nepoate, e strănepoată într-un fel, ca să zic așa. Face facultatea în Scoția. Mai am tot așa un strănepot care este băiatul lui, fata lui frate meu, care nu mai trăiește, Dumnezeu să-l ierte, face tot în Anglia. Da, păi după ce am terminat eu master în IT, a început moda cu să-i cortăm pe licenți să facă în afară facultatea și pe atunci să tot caută. E adevărat că la noi, cel puțin atâta cât cunosc eu, școala a rămas în urmă tare de tot față de ce este afară. Băiatul ăsta care e un fel de strănepot, ca să zic așa, maică-sa a lucrat în Malaezia 4 ani și el era în școala elementară când a plecat ei în străinătate, că și taică-sa era plecat în străinătate. Și s-a dus acolo și l-a dat la o școală engleză, știi? În primul rând, într-o clasă, erau decât 10 copii. Adică, gândește-te, la noi sunt 35 de copii într-o clasă, când să facă profesorul ăla să îl ia pe fiecare, să nu știu ce, să vadă ce știe, ce face, nu știu ce. Pe urmă, sistemul de libertatea elevului în alegerea profilului lui este complet diferită. În primul rând nu le dădea note. O dată pe lună maică-sa trebuia să ducă la fiecare profesor cu care făcea el materiile și îi spunea numai dacă a făcut progres. Și spunea el, că am vorbit cu el, nu toți copiii primesc, de exemplu, la matematică aceleași exerciții. Cel care simte profesorul că e dotat, de exemplu, îi dă exerciții mai grele acasă. Cel care e mai puțin dotat la matematică, îi dă exerciții mai ușoare. Dar în fiecare lună vede dacă a făcut progres. Și erau unii, de exemplu, care începeau de jos, adică aveau cunoștințe limitate, că acolo erau copii veniți din mai multe țări, așa, și că erau de ăștia expați care lucrau acolo la firma asta. Și unii care veneau cu cunoștințe mai puține, dar erau totuși dotați pentru matematică, să zicem, la un moment dat ajungeau și ei să primească exerciții la fel de grele ca ăia care erau mai dotați. Pentru că făceau progres mai repede decât ăștia alții. Urmă, iar o chestie foarte interesantă, care mi-a plăcut mie foarte mult. Fiecare copil trebuia să facă unul sau două sporturi. Fiecare copil, în vacanță, trebuia să facă două teme extrașcolare. Ce însemna temă extrașcolară? De exemplu, nepotul meu ăsta, o temă a fost să fac o compunere pentru că făcuse o excursie în Japonia cu părinții și a făcut o compunere, a zis ce i-a plăcut lui, cum a înțeles el, de asta nu știu ce. Iar al doilea